Palatul administrativ din Suceava, în flăcări. Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineața la acoperișul edificiului administrativ. Intervenția echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava a început cu stângul din cauza lipsei presiunii la hidranții de apă din zonă. Pentru a putea acționa, pompierii le-au cerut serviciilor de voluntari din localitățile din apropierea Sucevei să trimită cisterne cu apă. În ajutorul pompierilor suceveni au sărit și cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani. Incendiul a fost anunțat la ora 8:55 de minute, imediat am trimis echipajele la fața locului, după care am suplimentat forțele, ajungând la 18 autospeciale de stingere și 5 autoscări de lucru cu apă de la înălțime. În momentul de față, incendiul este localizat, lucrăm pentru îndepărtarea elementelor afectate de flăcări, vorbim de asteriala acoperiș care a fost afectat aproape în întregime pe suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Situația este sub control, nu ne-am înregistrat cu victime și după ce vom finaliza aceste operațiuni de îndepărtare a elementelor de construcție afectate de flăcări, vom procede și vom stabili și cauza probabilă de izbucnire a incendiului. Palatul administrativ din Suceava este pe lista monumentelor istorice din județul Suceava. Edificiul a fost construit în perioada 1903-1904 și la început a adăpostit Poliția Orașului, Casa de Economii și Muzeul de Istorie. Aici a fost și sediul pompierilor, care au amenajat în turnul central o cameră de observare a incendiilor. În perioada comunistă, clădirea a fost ocupată de Consiliul Popular Județean, Comitetul Județean al PCR și Comitetul Județean al UTC. Din 1990, în Palatul administrativ din Suceava funcționează Prefectura și Consiliul Județean. În 2006, clădirea a avut parte de reparații capitale.